este adevărat ce spune el, în primul rând. În primul rând eram toți împreună și dansam și am băut și ne-am distrat. El era cu prietena lui, eu eram cu prietenii mei. Ne-am unit toți la un loc, că la un moment dat am rămas toți. Și el vine la un moment dat la mine și îmi spune: că tu vrei niște prafuri, niște de-astea, să băgăm, să dansăm mai bine, nu știu ce. Dar eu îl întreb: de unde le ai tu pe astea? El îmi spune: domnule, le am de la prietena mea, că prietena mea vine de la Iași și aduce marfă, dacă vrei, pastili, prafuri. Băi, eu nu sunt consumator, i-am spus, eu nu vreau chestiile astea, mă înțelegi? Doamne, ia și provează și nu pune el un fel de praf de ăla acolo, mă înțelegi? Și fă-l amestec cu apă și mi-l dă, ia gâzi dacă vrei și plătează. Am luat, am probat să văd și eu cum e, nu, normal. Au luat toți, au luat și câte două pastile de alea, câte extazii, au început să dansez, am dansat. La un moment dat, eu am mai avut o discuție cu prietena lui, cum eram toți acolo, am mai discutat. Ce mai faceți, cum astea? Doamne, eu mă ocup de astea, cu droguri, cu pastile. Dacă vrei să aduc, caut-mi clienți, că am auzit că tu cunoști lumea în oraș și s-ar putea să facem afaceri și asta. Doamne, eu nu sunt consumator și nici nu vând chestii de astea și n-am avut reclamații niciodată. Chestia. Nu este adevărat. Deoarece am stat toți împreună, n-aveam cum să o lovesc. Că eram împreună, dansam, am dansat toată noaptea, n-aveam cum este. Asta este de la ea, pentru că ea, când eu am avut discuții cu ea și am vorbit cu ea, ea a mai stat puțin și a scos pistolul din geantă și a început să tragă cu pistolul 5 gloane. O trasă spre toată lumea trăgea cu pistolul și cu găreașul, și i-a amenințat cu pistolul, dă-te la o parte cât îl pușcă și tot trăgea. La un moment dat a venit poliția. A venit poliția, a firmat acolo, a găsit gloanțele de jos, a luat pistolul. Normal că ei, ca să scoată din chestia asta, că s-a tras cu pistolul în bar și s-au drogat și au luat pastile și extaze și de-astea, normal că eu spus că m-am agresat-o pe ea, că m-am luat de ea, că am bătut-o, că am vrut să o... Dom'le, nu l-am spart de ob geamul. Ea când a început să tragă, toată lumea s-a panicat și a început să fugă prin bar. O arunca mese, scaune, toți au aruncat care erau în bar. Le erau frică că trăgea cu pistolul, normal. S-o fi nimerit o masă cine o aruncat în geam. Dar nu știu cine o aruncat-o. Nu am de o să știu eu cine o aruncat. Consideri nevinovat, nu? Eu sunt nevinovat, pentru că n-aveam cum să mă cer cu nimeni și nici n-am tras eu cu pistolul, tras ei. Deoarece eu tras cu pistolul, tot eu sunt vinovat. Eu m-am apărat, am plecat, am fugit. Am luat un scaun, o masă, am dat la o parte, ca să pot să ies. Părerea mea este că nu este adevărat ce spune el, în primul rând. În primul rând eram toți împreună și dansam și am băut și ne-am distrat. Dansăm mai bine, nu știu ce, dar eu îl întreb: de unde le ai tu pe astea? Să dansăm mai bine.